Pedepsirea smochinului neroditor. Când nu există roade. Domnul mergea împreună cu ucenicii săi spre Ierusalim. Era încă dimineață. Totuși, Domnul a flămânzit. Desigur că acest fapt nu era obișnuit, deoarece Domnul nostru, ca om desăvârșit, semăna cu oamenii în toate cele omenești, în afară de păcat. Așadar, era firesc să aibă și această simțire a foamei. În acel moment se întâmpla să treacă pe lângă un smochin care era la marginea drumului. Era un pom frumos cu frunze late, cărnoase și verzi. Domnul și-a înălțat privirea spre smochin căutând fructe. Cu siguranță, după cât părea de îndesat și de umbros, ar fi trebuit să aibă ceva fructe, câteva smochine printre frunze. Însă nu avea. Atunci Domnul s-a îndreptat spre smochinul neroditor și i-a zis cu asprime: niciodată să nu mai odrăslească rod în tine. Îndată ce Domnul a spus aceste cuvinte, Seva a încetat imediat să mai urce în crengele smochinului, iar smochinul s-a îngălbenit, s-a veștejit, s-a uscat, imediat, prin puterea cuvântului lui Hristos, nemaipomenit. Domnul ar fi putut să înfrunte simțul foamei în alt fel. Nu putea? Cu siguranță că ar fi putut, dar era Dumnezeu. Nu el hrănise în pustie mii de oameni în două rânduri, însă s-a folosit de acest smochin neroditor și nefolositor, care era la margine de drum și nu aparținea nimănui, ca să ne învețe că pedeapsa lui Dumnezeu, care este și drept, îi ajută pe cei care au doar frunze, care promit multe lucruri bune prin prezența lor exterioară și prin credința de ochii lumii, însă faptele și viața lor nu sunt așa cum le dorește Dumnezeu. În toate minunile pe care le-a făcut Domnul, este prezentă multă iubire și mila sa pentru oameni. În această minune, Domnul se arată aspru și acest lucru ne surprinde. Însă și aici dragostea lui este prezentă din nou, deoarece îi înștiințează pe oameni de pedeapsa pentru nerodnicia lor duhovnicească, pentru a lua măsuri și a se îndrepta. Ucenicii Domnului au fost impresionați mai ales de uscarea fulgerătoare și dio potriva smochinului, deoarece acest lucru nu era firesc. Minunea i-a surprins și au spus cu uimire: cum s-a uscat smochinul îndată? Atunci Domnul a vrut să-i conducă pe ucenici dincolo de minune la ceva esențial, la rugăciunea fierbinte și la credința în puterea lui Dumnezeu. De aceea, i-a și încredințat că pot face și ei lucruri minunate, minuni, așa cum au și făcut mai pe urmă. Însă trebuia ca ei să aibă credința adâncă și rugăciune fierbinte și să nu se îndoiască deloc de atotputernicia lui Dumnezeu.